Domnul președinte Băsescu, vă rog frumos, dacă ăsta nu și-o dat înderesul de găluți copiii din cam pământ, de nu mai știu nimica de ei și nu vrea să-mi spune nimica, vă rog frumos, o rugămintea, să-mi trimiteți dumneavoastră să vă înderesați. Poate dumneavoastră sunteți mai... puteți afla unde sunt copiii, atâta vreau. Să știu dacă trăiește sau nu. Că eu să nu credeți că i-am dat, că, vai Doamne, am fost prea bolnavă și am fost obligată una de mama fetii. Eu nu i-am dat nici pe bani, nici pe alte obiecte. Dacă dânsul crede că mi-a dus la așa ceva și m-a mințit în chip și în fer, că are și fetiță și mi-aduce, rușine să-i fie. Dacă nu e o familie de copii ăia, de copilași ăia nevinovați, apoi ce va face dacă va ieși președinte? Ce va face până la anul ăla cu noi? Atunci, nu știu zău ce, mie să-mi spui unde mi-s copiii. Atâta vreau. Că o zis că le dă un viitor mai bun, le dă... Dacă obiești, o spus, o, păi gata piscina. O, le-o cumpăra și biciclete la copii. Poți să vezi ce viață duce copiii? Păi tu dacă ai știut și mai mințit în chip și cu biciclete și cu piscină și cu... Și aduce de... Păi am și marturi. Unes, trebuie să știi de ei. De ce nu spui? Înseamnă că dumneata i-ai dat-o pentru organe. Pentru așa ceva i-ai dat, te-ai îmbogățit, există Dumnezeu. Să-l dea Dumnezeu să fie tras la răspundere. La, de Dumnezeu, că văd că ai pile. Poate dă Dumnezeu de iasă coțâile ăștia de la domnul Claus.